În această dimineață, polițiștii din Mehedinți, în colaborare cu polițiștii din cadrul inspectoratelor de poliție județene, au efectuat 56 de percheziții domiciliare în mai multe județe, printre care și județul Mehedinți, la persoane bănuite de falsificarea certificatelor de vaccinare. Activitățile se desfășoară în baza delegării procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, într-un dosar în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și fals informatic. Din cercetări a reieșit că în perioada mai-iunie 2021, un bărbat din Drobeta Turnul Severin, în prezent arestat preventiv, ar fi intrat în incinta a două centre de vaccinare din municipiul Drobeta Turnul Severin, ar fi accesat fără drept evidența electronică cu persoanele vaccinate împotriva COVID-19 și ar fi modificat datele informatice în sensul că ar fi suprascris peste datele de identificare ale persoanelor vaccinate, datele altor persoane nevaccinate cărora le-ar fi generat adeverințe de vaccinare. Totodată, în această cauză se efectuează cercetări și față de 95 de persoane, beneficiari ai adeverințelor false de vaccinare și complicii bărbatului, dintre care 4 persoane cercetate sub control judiciar. Vor fi puse în executare 55 de mandate de aducere pentru audieri și propunerea măsurilor legale. Din cercetări a reieșit că în perioada mai-iunie 2021, un bărbat din Drobeta Turnul Severin, în prezent arestat preventiv, ar fi intrat în incinta a două centre de vaccinare din municipiul Drobeta Turnul Severin. Ar fi accesat fără drept evidența electronică cu persoanele vaccinate împotriva COVID-19 și ar fi modificat datele informatice, în sensul că ar fi suprascris peste datele de identificare ale persoanelor vaccinate, datele altor persoane nevaccinate cărora le-ar fi generat adeverințe de vaccinare. Totodată, în această cauză se efectuează cercetări și față de 95 de persoane beneficiari ai adeverințelor false de vaccinare și complicii bărbatului, dintre care 4 persoane cercetate sub control judiciar.